aeroport. După o lună de pauză, iată-ne din nou în aeroport, pregătindu-ne să plecăm din nou la drum. De data asta avem o excursie destul de complicată, cu un zbor foarte lung, aproximativ 20 de ore, dar cu asta din cauza că facem vreo două sau trei scale, nici nu mai știu sigur. Așa că ne vedem de pe partea cealaltă a Oceanului Atlantic, în Miami Beach, mai precis în Florida. După care, bineînțeles că nu stăm acolo doar vreo 10 zile, după care plecăm mai departe. Asta va fi o surpriză. Hai că am ajuns la gate-urile C. Apropiem de Barcelona, aterizăm câteva minuțele, o grămadă de vapoare aici, văd, chiar lângă aeroport, toate sunt de marfă, probabil că își așteaptă intrarea în port. Arde haios, niște diguri frumoase aici, vapoarele își așteaptă intrarea și aici cred că e portul industrial, iar se vede un vapor foarte mare care stă sub Macarale, probabil este descărcat sau încărcat. Da, interesant. Totdeauna am fost curios cum este să fii în port, port industrial. Pare așa cenușiu totul, pământul. Bine, ce să zic, martie, început de martie. Gata, am aterizat în aeroportul din Barcelona. După 2 ore de zbor de la Viena și avem escala aici pentru vreo 3 ore, după care plecăm spre Lisabona, nu? Da, pentru cine vine aici sunt 2 terminale, deci noi n-am știut prima dată, deci noi am coborât în terminalul 2 și am văzut că noi zburăm de la terminalul 1 și este un autobuz gratuit pentru cei care n-au fost niciodată pe aici, care circulă non-stop între cele 2 terminale, nu te costă nimic, autobuzul verde. Da. Acum avem de așteptat, poate mergem undeva la o cafenea, ceva, să vedem cum ne umplem timpul ăsta de 3 ore până zburăm mai departe. Așa arată pe aici, uite taximetrele ce stilau. Da. Am fost în Barcelona, dar cu mulți ani în urmă. Și văd aici decolând avioane mult mai mari decât obicei, pentru că de aici se trece oceanul. Da. Noi mergem în Lisabona, stăm acolo o noapte, după care zburăm mai departe, peste ocean. Intrăm aici? Hai să vedem, să ne spălăm. Hai să intrăm și să vedem. Să găsim și noi gate-ul și toate astea. Check-in-ul am făcut. Așa că... Plastic. A, uite aici. La cutie, la 18. Da, uite asta. Cu asta zburăm. Hai să ne găsim gate-ul. Mergem la controlul de securitate și mai vedem. Gata, am trecut de security și acum suntem aici la gate-uri. Este foarte mare și multă lume. Dan s-a dus să-i cupi la ceva sandwich-uri. 8,65 € costă o chichineață, da, de aia mică. Da, o feliuță. 8,65 €, dai 20 €. Așa e în aeroport. Și noi avem banane cu noi. Așa e.
nu știm la în ce direcție să ne ducem, pentru că la avionul nostru scrie gate-ul ABC. Și A e în stânga, B și C e în dreapta, așa că stăm pe aici, pe la mijloc. Până când o să se afișeze. Are să ne luăm apă? Cele dulci sunt mai ieftine, dar n-am chef de dulci. A, de fapt noi zburăm acum puțin, doar o oră. După aceea urmează zborul ăla de 10 ore. Ne plimbăm și noi pe aici, prin aeroport, să treacă timpul. Are să bem o cafea sau? Hai să ne așezăm undeva, dar nu știu unde. N-am văzut niciun loc liber, e full cu oameni. Mă aștepți un pic aici, te rog. Haide, te aștept. Bine. O să vedem cum o să treacă timpul, că s-ar putea să aibă și întârziere vreo jumătate de oră. Starbucks. Ah, poate bem aici o cafea. Ce faci, Relule? M-auzi? Eu... Suntem în Barcelona, acum am schimbat aeroportul și ne împingem, uite, căruța asta cu bagaje pe aici. Eu nu te aud prea bine, te văd, dar nu te aud prea bine. Stăm acum 3 ore, peste 3 ore luăm spre Lisabona și în Lisabona dormim până mâine dimineață. Și mâine dimineață. Dan vorbește cu Relu din America. Acolo o să mergem. Aia e ținta. El o să ne găzduiască timp de 10 zile, după care plecăm mai departe. Da, păi uite-o, Crisalida filmează de zor. Da, eu sunt cu filmele. Da. Trebuie să vorbim și cu voi. Aveți, vreți să fiți filmați, nu vreți să fiți filmați, trebuie să stabilim. Da, așa e. Dacă vor sau nu să fie filmați, trebuie să... să vedem. Wow, ce frumos ești acolo! Asta e avionul Air Portugal. Al doilea avion pe ziua de azi. Nu mai știam dacă e al doilea sau al treilea. Ne îmbarcăm pentru Lisabona. Are ceva întârziere avionul ăsta? Ca de obicei, din Spania, cam toate au întârziere. Foame, frate, mi-au foame și n-am găsit nimic aici. Nu vreau să dau 40 de euro pe două sandwich-uri, nu știu ce. Încă mă port în Lisabona. N-am fost niciodată în Lisabona, să sperăm că găsim o mâncărică decentă, ca preț și bună. A, uite ce coadă avem în față, la îmbarcare. Să ne îmbarcăm.
de aici, de la Barcelona, și trecem diametral opusată pe deasupra Madridului până în Portugalia și aterizăm la Lisabona. Deci traversăm efectiv Spania 1270 de kilometri. Ți-o măsoară aici și se vede aici jos 134 de kilometri. Și ca să văd cât avem mâine până la Boston, uite ce fac. Întorc asta de la Lisabona și pun peste ocean acolo până la Boston, Massachusetts. Asta aici mai la nord de New York. Pe aici pe undeva 5.393. Foarte interesant. Deci e dinamic, funcționează tare. Ce noapte e la noi în avion. Lumea doarme sau se uită la televizor? Ne-au trimis ăștia la culcare, ne-a stins luminile. Mai avem 3 ore de mers. De zbor. Ridul aterizăm în Lisabona. Deja începe să coboare avionul. Curând aterizăm. Thank you.
aterizat. Am aterizat din nori. Gata, am ajuns. Welcome to Lisabona. Na. Acum ne căutăm hotelul. Pe acolo. Pe acolo este ieșirea în față. Hotelul e chiar în aeroport, așa că trebuie să-l găsim repede. Ieșim pe aici? Ah, am ieșit! Este altul. Ah, erau două? Îl găsim, nu? Da. Da, uite ăla e hotelul Starin. În partea aia e aeroportul, acolo sus. Da. Și doar am coborât așa un pic pe stradă și am ajuns deja la hotel Starin. Sunt două hoteluri, Melia și Hotel Starin. Noi stăm în ăsta, în Star. Hai să traversăm. Gata, am primit cheia la lift, la cameră. Ce că-ți deschiși 24 de ore din 24 aici, că doar e hotel de aeroport, mănânci oricând. Micul dejun de la ora 2 noaptea până la 11. Și noi acum suntem în problema să mâncăm. Cina costă 40 de euro, în total 20 de euro de persoană, sau așteptăm și ieșim la 2 jumate și mâncăm micul dejun pe gratis? Ăla este inclus, da, în preț. Chiar. Am pierdut. Hai să vedem ce cameră avem. 39 38 36 37. Am luat-o greșit. Uite, ăsta e 39. Ăsta este. Ai curioasă. Ce zic, mergem să vedem și bufetul. Ia, să vedem ce cameră este aici în Starin. Lisabona. E ok. Parcă nu e aerisit așa, dar în rest camera e ok. Pat mare, aprinde, n-are lumini mai mari, sunt doar așa mititele. Da.
Nu are lumină mare? Nu are. Cum să nu? Păi de ce nu mi-o aprinzi? De aici. Lumini peste lumini. Cum să nu? Mersi frumos, mi-ai aprins lumina. Mi-ai stins-o pe aia mare. Aia e doar la baie. Da, e ok, uite aici, poți să-ți faci o cafea dacă vrei. A, e baia așa, cu sticlă. Ok. A, am reușit. Să, prima zi din călătoria noastră, două zboruri s-au consumat deja. Mâine urmează celelalte. Dar alea sunt mult mai lungi. Dacă ne-am obosit la astea așa scurte, ce o să ne facem mâine? Da. Cam asta a fost pe ziua de azi, începutul călătoriei noastre. Noapte bună! A doua zi dimineața, în hotelul ăsta de lângă aeroport. Acum ne-am trezit și ne ducem să luăm micul dejun. Ai luat cheia de la cameră? Da, am luat aici. Da, ok. Luăm micul dejun. Trebuie să vorbim în ce să ne trezim oamenii. Căutam un lift. Cred că în spate. Cool. Da. Mergem spre micul dejun și după aceea ne ducem la aeroport să ne continuăm zborurile. Mai avem încă două. Ne îmbarcăm pentru zborul de Boston și după aceea spre Florida. Asta e, le-am luat din bucăți. Aici a fost o ofertă. Acolo e liftul, nu l-am văzut. Eu cu filmarea mea văd numai camere. Pe cuvânt, se vede numai camere. Unde e? Aici. A, spre pe alt culoar, practic. Uite, camere, unde e liftul? A, cred că ăla ia, du-te și cheamă-l. Da? Da, ăsta e liftul. Unde e liftul? Era, l-am descoperit prin labirintul ăsta de culoare. Ce să zic, e foarte frumos, e... Mie îmi plac hotelurile astea care sunt făcute așa solid. Deci pur și simplu când calci pe podea să nu se exfolieze pe zero apa. Să nu se exfolieze, să nu se... Oh, calci, domnule, la unele de... Nici nu mai știi, e mochetă, nu e mochetă. Aici e totul ca lume așa, podeaua e făcută și în baie, și în cameră, și ăsta e ok, pare este ok. Deci se numește, da, Star Inn Hotel Lisabona, la 10 minute, 5 și ceva minute de mers pe jos din aeroport. Ce-i ăsta? Să faci poze. Ce chestie. Da, asta e recepția, e foarte haios. Aranjat așa, cu tot felul de fotografii, de... Aoleu, te cântărești? A, trebuie să bag fi, să stai cu minte. Uite, vezi, cu mari artiști. Da. O grămadă de broșurele și cărți de vizită, cu ce am fi putut să vizităm. Da, noi nu avem timp. Pare rău că nu. Avem doar o seară, practic, am avut aici. Uite, și-au pus acoșele aici, fii atent, ce haios. Design special pentru o recepție de hotel. Asta e breakfast-ul. Asta cred că este mango aici. N-am prea văzut mango la mic dejun nicăieri. Mă bucur că o să pot mânca din plin fructe aici, din plin așa. Papaya. Papaya? Ah, papaya, nu mango, scuze, papaya este asta, da?
Și aici ai auțel, tot felul de chestii, sucuri. E ca lumea. Aici miroase vanilie, asta este aqua dente, apă minerală, apă caldă, se zice. Și ce avem aici? Prăjitor de pâine. Tot felul de chestii, omlete. Uite, deja tot felul de pâine. Îmi place, dă cafea măcinată, se macină aici direct. E super. E ca lumea. Am găsit și o masă. Cafea cu lapte. Gata cu micul dejun, deja se uită, s-a eliberat aici, nu mai este așa multă lume. Acum am mâncat bine, chiar prea mult, dar ne așteaptă 7 ore, nu? Zburăm acum. Nu e așa? 7-8. Ne așteaptă un zbor de 7 ore, după care avem încă o escală de 3 ore în Boston. Mai zburăm după aceea încă 3 ore, parcă ai zis, nu? Da. Până în Florida. Da. Și gata. 3 ore 45, aproape 4 ore. Aproape 4? Deci total sunt... În Fort Myers, da, ne așteaptă vărul lui Dan. Și ne duce acasă la el. Și gata. 10 zile pauză de zboruri. Așa că hai la aeroport. Ne ducem să ne luăm bagajele și plecăm. Ui, uite aici ce bagaje au alții. Staruri de cinema. Pereții recepției. Hai să mergem sus, să ne luăm bagajele. De la hotel. Uite aici, ne afișează în recepția hotelului, ne afișează zborurile. Da, să vedem când să mergem la aeroport. Gata, facem check-out-ul. Check-out. Hai la îmbarcare. Wow, ne așteaptă un drum de 7 ore. Un zbor de 7 ore. Frumos afară. Da, trebuie Lisabona. Lisabona. O zi frumoasă. O nouă zi, o nouă aventură. Trebuia să facem ceva, să stăm mai multe zile aici. Oarecum îmi pare rău că n-am gândit să stăm vreo 2 zile măcar aici în Lisabona, în Portugalia. Dar este în planurile noastre oricum să
Venim să mai vedem lucruri importante de văzut aici, Porto, Madeira, valurile Nazat din Nazare și multe altele. Cine știe data viitoare. Zborul ăsta așa s-a nimerit să fie ieftin și bun. Mai avem cam o oră și ceva până când pleacă hotelul. Și până când pleacă hotelul, auzi. Hotelul ăla frumos a plecat, de aia zic așa. Până când pleacă avionul. Stai, Crisalida, să vedem. Da. Dar totuși plecările poate sunt în altă parte ca și sosirile. Nu știu, hai să vedem pe unde o să o luăm, nici eu nu știu. Mare vânzoleală aici la aeroport. Trebuie să dirigeze poliția circulația, foarte mare vânzoleală. Se și zboară mult peste ocean exact de aici, deci am văzut Canada, Statele Unite, America de Sud, toate de aici din Lisabona, pentru că exact la malul Atlanticului. Da, da, nu-i liniștea din Viena de la hotelul. Ce tare, aoleo, a claxonat prea mult. Polițistul se uită la el, probabil că ia numărul, în Austria așa se face. Ia numărul și-ți trimite acasă amenda și-a terminat povestea, nu cred că-ți va sta. Da, mamă, ce e aici, frate, wow. Ghesuială mare, mare. Eu pe undeva o asociez. Sorry, is this Terminal 1? Yep. 1 and departure? Where is Aidas? Ah, where is... You have to catch the elevator. After, elevator. After Starbucks, okay. On your left, level 4. Thank you, thank you. Deci la etajul 4 sus în plecările. Deci uitați-vă în sala de sosire ce e aici, de necrezut. O vânzoleală de... Eu doar de curiozitate sunt sătul, dar să văd cât costă aici un sandwich. E alt preț decât la... Bine, noi am luat micul dejun, am mâncat foarte mult. Dar doar așa, de informativ. 90 euro. Tot așa. 90 euro. Vrei da, să hai să luăm lifturile, să mergem sus. Ok. A, ce că la etajul 4, nu la asta? Da? Păi atunci urcăm. Să vedem dacă ne lasă cu bagajele în cabina avionului. Până acum am reușit. Că noi le avem micuțe așa, dar unele companii aeriene fac figuri. Și nu vor să le accepte. Asta e poarta de îmbarcare, Terminal 1, spre Boston. Iar trebuie să coborăm un etaj, mergem în față. Da? Este. Ia uitați cu ce bagaje trecem noi oceanul pentru 3 săptămâni. 3 piticani, 2 piticani de bagaje. Primeiras filas e as saídas de emergência. Banca para cima. Este una care zice că n-ai voie să o filmezi pe ea, o stewardesă, și acum ne ascundem. Când nu-i, scoatem
GoPro și filmăm. Când apare, îl tragem la loc sub scaun. Aș portați de frente, eu aș portați de trage la avion. Tem magazin de evacuação, avem drum bun. În caz de necesidade, podem ser usadas com meio de flutuação. Para descobrir as saídas, siga as faixas reprodutoras que está ao longo do corredor, junto ao seu centro. Zborul. Acum vedem Lisabona de sus. Ne așteaptă un zbor de 7 ore până la Boston. Uite, asta este harta. Locurile 30 A și B. În spatele nostru mai este un singur rând 31. Da, suntem pe ultimele locuri. Deci, vrei ieftin, stai la coadă. Da, asta este, avem televizor, poate o să avem și internet, ne descurcăm noi cumva. Cred că nu 7 ore, ci 7 ore 45, aia mai bine zicem 8. Da, așa a spus? Oh my god. Trebuie să ne înarmăm cu răbdare. Gata, am lăsat Portugalia în urmă. Acum urmează doar Oceanul Atlantic. Avem și harta unde suntem de fapt. Deci aici e Boston și noi acum am zburat pe la St. John de aici. Iată cum am trecut tot Oceanul Atlantic și imediat vom ateriza. Aici se vede sus Maine, pentru cine nu știe. Este orașul unde locuiește și despre care a scris Stephen King în atâtea romane. Acum văd și cum arată zona asta. Nu văd aproape nicio casă jos. Ceva parcă, dar foarte, foarte slab. Parcă văd ceva, uite, pe acolo, așa, pe la margine. Doamne, câtă suprafață nelocuită. Nelocuită, efectiv. Deci până când aterizăm mai sunt 28 de minute. Venim de ore bune. Locuri necunoscute mie. Efectiv nu știam de locurile astea. Habar n-am ce e jos. Bine, citez eu pe hartă și așa, dar tare mult mi-ar place să umblu pe acolo, să văd, să explorăm puțin zona din multe puncte de vedere. Iată-ne după 11 ani din nou în Statele Unite ale Americii. Pe hartă văd acolo că acolo departe ar fi Mount Washington și pe hartă văd că ar fi un munte de 1900 și ceva de metri. Da, ce să zic, apă și pământ.
4 minute până când aterizează în Boston. Ce să spun, imagini instagramabile și așa mai departe. E frumos, e coastă, e mare, oceanul și acolo case și așa. Deci am zburat cu Air Portugal, TAP, Air Portugal. A fost tot ok, a fost tot ok, cu toate că am stat pe ultimele locuri. Locurile 30 din 31, adică rândurile 30 din 31, a fost ok. Ne-au dat să mâncăm ceva, să bem cola câtă vrem. Wow, așa de aproape arată bine. Wow, ce case frumoase, cu etaje așa foarte frumoase. Arhipelag, port. Se vede frumos. Se pare un pic cam mare viteza cu care ne apropiem pe verticală. Să vedem ce se poate mintea omule. Ok. Cam brusc. Aterizare cam brusc. Gustul meu. Dar merită aplauze. În Boston, în aeroport. Am călcat pentru a doua oară pe pământ american, acum 11 ani, prima dată și acum a doua oară. Suntem în Massachusetts, Boston. A trecut foarte ușor vama, a fost tot ok. Gata, suntem în Boston. Am aterizat pe pământ american și acum ne îmbarcăm spre Florida. A mers foarte bine și la check-in, da. Și la emigrare. Check-in au niște automate multe, așa te duci și bagi pașaportul și trimite imediat. Da. Super. Da, la emigrare a fost super. N-a pus decât două întrebări și atât. Deci am trecut foarte ușor. Acum ne îndreptăm spre Florida. Gata, am trecut de security. Totul a fost super, deci suntem cu adevărat pe tărâm american și acum mergem la gate-ul nostru. O să zburăm cu un avion galben, Spirit, ăsta, ăla de acolo, spre Fort Myers. Myers sau Myers? Spre Fort Myers. Hai să mergem spre gate. Da, aici e gate-ul. Liber, nu e așa multă lume. Super. Stăm aici? Da, uite ce fotolii. Aici așa. Și este avion. Bineînțeles că mai avem ceva de așteptat. Da, au grijă să ai un confort. Au grijă să ai un confort aici, e ok, e ok. Ne-au descălțat la security. Așa se face aici, așa e protocolul. Suntem la sud de Bonita Spring, în apropiere de orașul Naples, sau chiar în county Naples, cred că îi zice pe aici. Și ne minunăm și noi de cât de frumos e aici, super spectaculos, vegetație multă, case făcute foarte decent, cu mult bun simț pentru familie, așa.
Copiii, uite, se joacă acolo în față, joacă, aruncă basket, la coșul de basket. Da, foarte haios. Mașini americane, bineînțeles, care arată total altfel decât pe la noi. Și uite aici, haios. Da, ca lumea de tot, ca lumea. Prima noastră ieșire, aici e ora 6:42 în Austria, în Europa, acum e 1 noaptea. Și suntem un pic cam obosiți, dar Relu, vărul meu, ne-a luat un pic cu el prin oraș să ne mai spălăm ochii pe aici. Cu vegetație, cu flori, cu chestii. Wow. Bă, nu știu, dar totuși știința asta a construcțiilor e avansată rău de tot aici, adică unde au pus ăștia mâna, au făcut treabă, că aici presupun că erau înainte păduri și mlaștini și, nu? Da, și da, totul. Păduri, exact, și mlaștini. Deci știu să facă treabă, orice s-ar zice. Păi îți dai seama dacă ei au construit în mlaștini, au făcut castele. Da. O trebuie ca să poată să construiască, o trebuie să facă lacuri artificiale, ca să nu se, că mult pământ e din ăsta mlăștinos. Și ca să, când plouă mult, să nu se inunde în casă, le-au făcut lacuri. Da. Estero, intrăm în Estero, exact unde am fost acum 11 ani. Wow, wow. Lighthouse Bay. Au niște nume de astea așa, deci la stânga și la dreapta sunt comunități unde, ce să zic, dar prețurile, zice vărul meu, au crescut enorm, deci plătești 3, 4, 5.000 de euro chirie pe lună pentru o viluță de asta și prețurile de asemenea la un 300 de metri pătrați, casă, 1.000.000 de euro, deci prețuri foarte mari. E acum în ultimii 3 ani s-au dublat. Dar în rest arată foarte îngrijit. Nu-ți vine să-ți iei ochii de la vegetația asta și cât de îngrijit poate să fie. Shadowwood. Asta-s numele comunităților. Da, numele comunităților. Și aici peste tot este când un gator, cât un aligator într-o apă de asta. Deci nici să nu vă gândiți dacă veniți pe aici să notați. Comunități mari, e ca și un orășel, da, în România, da. Sunt care au 4-5.000 de locuințe. Oh my God. Acum trebuie și noi să ne venim puțin din somnul ăla, din oboseala asta și o să ieșim și noi. Da, ce mai splendid.